Apropo de Rapid, că na, trebuie să ne facem planuri și pentru... E ultima emisiune din 2021, dar nu se termină nimic. O să continuăm în 2022. La prima ediție din 2022 o să avem invitați doi jucători ai Rapidului. Marți, pe 4 ianuarie, la 9:30 seara, doi dintre jucătorii Rapidului vor fi aici prezenți în studio. Mai păstrăm așa un val de mister la numele lor. Nu că de obicei se zice invitat surpriză, da, când habar n-ai pe cine ai invitat, știi? Dar acum noi chiar știm, dar mai așteptăm. Între timp... În activitate sau foști? În activitate, nu, din echipa Rapid. La un moment dat, când ai zis tu ceva de, cu colindul, da, eu am o jumătate de secundă chiar am crezut că ai un colind pe care să ne-l zici. Nu, da, n-a fost cazul, dar ce primesc... Proste impresie ți-am făcut. Dar ce primesc acum? Așa. Primesc că tot vorba ta l-a inspirat pe Gabi Balint. Ah, ok. Și a scris un colind. Bravo. O urătură, pardon. Cred că da. Și el având legături cu Timișoara, apropo. Deci. Corect, da. Deci mi-a trimis urătura. Aho, aho, copii și frați. Eu l-am rugat să intre să zic el că era mai savuros, dar a zis că nu poate. La ora asta. Așa. Aho, aho, copii și frați, stați puțin, nu vă agitați. Căutăm selecționeri cu CV și caracter. Vrem un om ascultător, mai puțin un antrenor. Unuia care n-are clauze, noi îi oferim aplauze. Vorbeam de poezie. Vrem calificări și bani la anul și la mulți ani. Ia mai mânați, măi, flăcăi, da. Aceasta este urătura lui Gabi Balint înainte de venirea noului an. Senzațional. Noului an și a noului selecționer. Corect. La mulți selecționeri. Asta o să fie urarea în loc de la mulți ani. Tot niște urări au și cei de la CSE Universitatea Craiova, foarte scurt, probabil urări pentru suporteri. Da, încă nu suntem pregătiți cu acest material de la Craiova. Bun, dacă nu e nicio problemă, hai să mergem la subiectul următor. O să o vedem puțin mai târziu. Hai să vorbim puțin despre opțiunile noastre sau ale altora în acele sondaje făcute la inițiativa colegilor de la Fotbal Club cu echipa cu cel mai atractiv fotbal. Vă reamintesc că au votat aici, chiar s-a votat, n-au fost doar niște propuneri, chiar lumea a votat, spre deosebire de membrii Comisiei Tehnice. Au votat jurnaliștii Digisport și colaboratorii Digisport. Echipa cu cel mai atractiv fotbal a ieșit FC Botoșani. Mărturisesc că cred că am trecut și eu Botoșani pe primul loc. Eu chiar mă uitam, zic, mă, dar unde e Botoșani? Ah, te uitai. Citeam de la locul 2 în jos, că nu văzusem. Nu văzusem. Din cauza literor mari. Locul 2 Botoșani. Da. Dar pe cine ai pus pe el? Eu am pus Farul pentru că e un concept mai lung și arată continuitate. La Botoșani la fel, 2 ani jumate. Dar se vede același lucru, se vede că o echipă foarte bine lucrată și o echipă care încearcă să construiască și face lucrul ăsta foarte, foarte bine. Nu-i mai puțin adevărat că eu am pus Botoșani pe primul loc, după aia gândindu-mă dacă am care ar mai fi următoarea cu un joc spectaculos, că e destul de greu de găsit, pentru că toate au avut, chiar dacă au avut momente, toate au avut și momente, unele destul de lungi, în care nu au arătat prea bine. Lucian, tot pe Botoșani? Exact, da, și exact asta e problema, că aș fi zis, de exemplu, mie mi-a plăcut și Craiova în multe momente, dar ultima impresie nu pot să mi-o schimb. Este dezastroasă. FCSB iarăși a avut, dacă iau tot anul, mai ales la, nu doar, cam înțeleg că întrebările au fost pentru tot anul. Pentru tot anul, da. A avut momente... Are și are momente când joacă foarte bine, când are un joc solid. Așa, în schimb, dacă ar fi să aleg una care tot timpul a fost grozavă, nu e niciuna în realitate permanent. Nu cred că există. Mi s-a părut întrebarea cea mai grea asta, mai ales că trebuie trei date. Da, adică trei înseamnă aproape un sfert din Liga 1. Da. Ai vrea tu să fie numai 12. Da. Bun. Nu am putut să calculez cât înseamnă 3 din 16 de ani sunt sfert.
Știu, am și eu problemele astea. Bun, hai să vedem și urările de la aceste Universitate a Craiova și după publicitate venim cu celelalte două secțiuni ale sondajului, fotbalistul anului și cel mai frumos moment al anului care tocmai se încheie. Toți la DigiSport Special și vrem să vedem o fază, pentru că tot a făcut furori Ronaldo Deacon cu cele două goluri marcate cu Dinamo. Am redescoperit așa o fază, cum s-a antrenat de fapt Deacon pentru golul de la mijlocul terenului cu Dinamo. S-a întâmplat într-un meci cu Botoșani înainte. Ia să vedem ce a încercat atunci. Deaconu vede poarta părăsită și reușește să prindă extraordinar. Ce noroc pentru Eduard Pap. A văzut foarte bine Ronaldo Deaconu. A trimis aproape perfect. A fost nevoie de noroc și de un pic de inspirație. La Pap sunt cam multe momente din astea. Păi da, el până la urmă a scos-o. Da, dar el... Asta. El, la cerința antrenorului, cu siguranță îi spune să stea foarte mai sus avansat, ca să fie ca și libero. Problema e că trebuie să înțeleagă momentele când deja mingea devine periculoasă, jucătorul poate să șuteze, e aproape și poate să dea la poartă. Păi da, cât de periculos să anticipezi? Păi nu poți să stai la 16 metri când e mingea la jumătate terenului. Da. Trebuie să stai mai jos un pic, 2-3 metri. Corect. Acei 2-3 metri îți permit să prinzi mingea mult cam mai... Cam aia fac diferența. Exact. Da. Eu, pe de altă parte, aș aprecia faptul că până la urmă a scos-o, pentru că are soarele în ochi. Spre deosebire de, să zicem, cine a fost la golul lui Hefte cu Dinamo, nu? Eșan a fost. Bine, el a și alunecat acolo. A fost catastrofă totală. Săracul a primit o lovitură grea. Dar aici, până la urmă, el o reușește să o prindă, mă rog, să o blocheze și apoi să o prindă, chiar dacă are soarele în ochi. Dar cred că Deaconu s-a gândit într-o secundă și la povestea asta. Pap e cel care iese de obicei, stă departe, a mai luat câteva, a încasat. Da. Are, se pare că și primul l-a luat pe Dinamo. Borja Vaie i-a dat atunci. Da. După ce a observat în prima rebriză că, din tribună, că Pap stă mai avansat. Mai bine observa că nu e finanțatorul serios cu care veniți. Da, așa e. Bun, hai să mai mergem la ultimele două secțiuni ale sondajului Digi Fotbal. Fotbalistul anului, Florin Tănase, a ieșit fotbalistul anului din voturile de aici, de la Digi Sport. Vă ascult pe voi. Sau hai că zic eu un timp. Eu l-am preferat pe Deac, care a ajuns pe locul 3, la distanță foarte mare de Florin Tănase. Mie Deac mi se pare în continuare omul în jurul căruia joacă CFR. Și mai ales la vârsta lui, omul esențial pentru CFR, nu știu mai departe, dacă s-ar lăsa astăzi Deac, nu știu cum ar juca CFR-ul mâine. În timp, bineînțeles că se găsesc soluții, dar mie mi se pare esențial Ciprian Deac și e și campion. Astea ar fi argumentele mele pentru care l-am ales pe Deac. Da. Eu l-am ales pe Horaciu Moldovan. Primul, pentru că vine de la o nouă promovată, pentru că a avut o istorie interesantă, pentru că e un portar foarte serios, în ciuda taliei care nu-l ajută, mai degrabă îl sabotează, și pentru că în câte 6-7 meciuri a păstrat poarta intactă în condițiile în care, repet, era vorba de o echipă care revenea după o pauză destul de lungă în prima ligă. Nu l-am pus pe Tănase, deși era soluție evidentă și a fost așa un fel de bobârnac moral, să zicem, pentru că pentru toate trântele alea și pentru toate țipetele în situații de avarie simulată, am preferat să-l trec pe locul 2 și pe 3 l-am trecut pe Betancur. Că tot ești de Moldova, nu uite, l-am trecut și eu pe 3 pe Moldova. Mi-a plăcut și mie în sezonul ăsta. Da, clar Tănase era favoritul. Da. Asta e evident. Eu l-am votat pe Tănase pentru toate reușitele de anul acesta. E implicat, a jucat aproape toate minutele. Un jucător constant, chiar dacă mai face și el lucruri care ar trebui să-i dispară din obișnuință, și aici mă refer la mai multe atingeri în unele momente ale jocului când ar putea să dea drumul mai repede. Pe doi l-am trecut pe Tamaș pentru tot ce a însemnat vârstă,
caracter. Loc în clasament. Loc în clasament. Modul în care arată fizic în momentul ăsta, chiar dacă nu este la cel mai înalt nivel, reușește să ducă dueluri cu atacanți mai tineri, cu jucători care au altă agilitate. Și pe trei l-am trecut pe Ivan, pentru că a avut un final de an bun la Craiova, a reușit să ține echipa pe un loc pe care cu siguranță l-ar fi scăpat și pe acesta dacă Ivan nu era într-o formă bună. Da, Lucian. E aici e singura categorie unde am nimerit exact top 3, da? În ordinea top 3. Asta, deci nu mai trebuie să demonstrez. Data viitoare, nu, trebuie să-i dați top 10, să greșească. Nu, la celălalt i-am mai nimerit, dar în altă ordine. Da, asta aici chiar a ieșit. Așa că deci acest clasament s-a făcut după chipul și asemenea ta. Da, majoritatea a decis. Da, pare rău pentru voi. Bun. Și ultima secțiune, ca să zic așa, care era cel mai frumos moment al anului care a trecut. Culmea, au fost și astfel de momente. Aici știu precis că n-am nimerit-o. Păi de și ce? Eu. A, că știi ce a ieșit, da. Deci promovare rapid a fost cel mai frumos moment al anului. Pe 2 gol lui Hagi cu Germania, 3 primirea lui Hagi de către galeria Rapidului. Da, și asta a fost un moment interesant. Pe 4 e Rapid cu FCSB. Mărturisesc că eu cred că pe... stai așa că să... Da, pe primul loc am trecut asta, atmosferă Rapid FCSB. E adevărat că nu mai fusesem de mult poate pe stadion. Era și un prim derby pentru Rapid, care oricum era o echipă sau suporterii erau ahtiați, dornici să revină cu echipa la astfel de derbiuri și de asta mi s-a părut că ăsta a fost cel mai... Locul 3 l-am prins ca și cel mai important gestul făcut de galeria Rapidului pentru Hagi. Bun, promovarea Rapidului, tu ce ai trecut? Eu am pus promovarea Rapidului pe 2, golul lui Hagi cu Germania pe 3 și pe locul 1 am pus, și știu că sunt singur în poziția asta, deși așteptăm la Lucian, la un ecou, 100 de ani de la înființarea lui Poli. Da, eu am luat în calcul regula că e despre Liga 1. Despre Liga 1, da. Aici am avut. De-aia și locul 2 acolo este neregulamentar. Neregulamentar, corect. Nu s-a respectat. Și trebuie scris golul lui Ianis Hagi, trebuie punctat, Ianis Hagi, nu? Da. Trebuie un pic... Da. Păi Hagi, aici am prins locurile 5, 6, 7 alea. Trebuie să fie clar, adică golul lui Ianis Hagi. Clar, a dat vreun gol oficial, Gică? Cu Germania? Asta? Cu Germania? Nu cred că a dat Gică, a dat cu Germania. Păi nu, de ce zici? De Gheorghe Hagi vorbesc. Eu mă gândeam acum când mă uitam dacă... Te gândeai la Gică, dacă a dat vreun gol anul ăsta, nu? Într-un meci oficial. Am vrea noi să dea la anul, dacă poate, câteva goluri, că poate ne mai calificăm și noi pe undeva. Bun, atât deocamdată, atât pentru 2021. Mulțumim că ați fost alături de noi. Vom continua. Asta este singurul lucru proastă. Cert. Asta e vestea proastă. Ne revedem marți pe 4 ianuarie cu 2 jucători de la Rapid. Unul dintre ei menționat puțin mai devreme pe aici prin anchete. Mulțumesc pentru prezență. Seară bună!